Bună seara, bun găsit, dragii mei, la o nouă emisiune de astrologie. Bineînțeles, cum v-am obișnuit, iată, prima parte este o parte destul de bogată în evenimente, pentru că s-au întâmplat între săptămâna care a trecut s-au întâmplat destul de multe lucruri și aș vrea să punctez doar trei care mi se par mie majore în tot această poveste. Voi începe cu o veste tristă, și anume că cea care a fost accidentată ca în atacul terorist de la Londra, românca noastră, a murit alaltă seară. Dumnezeu să o odihnească și poate păstrăm în gândurile și în sufletele noastre un moment de reculegere, în ideea că nu trebuie să pierdem oameni dragi în asemenea condiții. Al doilea lucru care vreau să-l punctez este faptul că la Sankt Petersburg a avut loc un atac terorist. Deci iată că și Rusia a devenit vulnerabilă. La 2 zile după aceea a loc atacul din Suedia, și aici aș vrea să mă opresc un pic mai mult. Iar cel de-al patrulea eveniment, sper să-l, uite că nu sunt trei, sunt patru, să-l discutăm, este situația conflictuală din Siria, faptul că omenirea stă pe un butoi de pulbere acolo. Deja atacurile au început și se întețesc. Pe de-o parte, rușii și-au adus navele de război în zonă, americanii atacă din avioane. Răspunsul a fost unul impulsiv, pentru că se pare că într-adevăr acolo s-a folosit arma chimică. O imagine care pe mine m-a impresionat profund a fost un tată care își ținea gemenii de 1 an și jumătate morți în brațe, o fetiță și un băiat. Nici spunea că nu mai are lacrimi să plângă. Există familii care au pierdut chiar și 30 de oameni. Deci, lăsând deoparte, ca să vedeți cum lucrează Universul, că pe mine asta mă intrigă, dar nu că nu că mă intrigă, mă uimește. Pentru că, pe de-o parte, se produc niște lucruri în Europa, Europa, așa cum a fost ea, a avut totuși, prin cultura ei, prin poziția ei, prin filozofia ei de viață, prin economia ei, o poziție la nivel global. Și iată că valul masiv care venea acum 2 ani de imigranți erau primiți prin ordinul Uniunii Europene, distribuiți în țările care fac parte din Uniune, ca să-i primească în grijă, să-i aducă și să le ofere un loc de muncă. Se pare că ei nu doresc așa ceva. Și din ce în ce mai multe probleme se întățesc. Conflictual, vă spuneam, din punct de vedere astral, lucrurile pot fi explicate, le-am explicat și aseară la Puterile Secrete, în parte le-am explicat de-a lungul timpului, făcând această emisiune, pentru că în astrologia mundană întotdeauna urmărești aceste evenimente și vrei să vezi cum acționează, pentru că cel mai bine să știți că vezi ciocnirea planetelor lente. Se văd la nivelul evenimentelor care se petrec în diverse țări. Foarte interesant este că Suedia este una din țările, poate ca act constitutiv după Franța și Anglia, cea mai veche monarhie. La 1523, Gustav Vasa a promulgat un edict care avea să devină proclamația sau actul fondator al regatului suedez. Apoi, în 1809, puterea executivă era actul de proclamație din 1809 avea să dea regelui putere deplină de acțiune, era și comandant al armatei și el era executivul. În 1971, printr-un compromis dintre cele două partide care se aflau la putere, să se ajungă la un acord, la o altă proclamație care, de altfel, conduce Suedia modernă, și anume
ca regelui să-i se ia toate prerogativele executive, să rămână, să-și păstreze doar rolul de exponent, dacă vreți, fără doar de reprezentativitate simbolică, el nemai având nimic din ceea ce avea până atunci. Și iată că la 1 ianuarie 1975, când Carol Gustav, într-un nou act de guvernare, avea să preia, după decesul bunicului său, să ajungă să conducă, de repet, doar formal statul suedez, actualul rege Carl Gustav al 16-lea. Atacul s-a produs, că lumea s-a așteptat mai puțin. Tiparul deja a început să fie cunoscut, probabil vă aduceți aminte, atacul mașina a avut loc la Marsilia, atacul mașina a avut loc în Anglia și aici o mașină, un camion a intrat în mulțime. La Sankt Petersburg a fost un pic atipică acțiunea, pentru că cel care a provocat acel dezastru, se spune, a fost un soi de autodafe, un soi de autosacrificiu, un individ asiatic, a demonstrat că și Rusia este vulnerabilă în fața unei asemenea problematici. Și iată cum, ceea ce spuneam, dacă vă aduceți aminte, acum vreo 10-11 ani, suntem în 2017, da, undeva la nivelul lui 2006, afirmam pentru prima oară că, de fapt, al treilea război mondial a început. Este războiul cu forțe neștiute, un război atipic, care are puncte de virulență atunci când izbucnește în diverse locuri din lume, are victimele sale, se duce într-adevăr cu arme cunoscute, dar nu știi niciodată unde acționează. Și eu zic că este mult mai grav să nu-ți cunoști inamicul decât atunci când acționezi, să spunem, ești beligerant într-o anumită situație și știi cu cine te bați. Ei bine, când vorbim despre terorism, îl numim terorism și atât. El înglobează, dacă vreți, toate statele lumii, indiferent ce reprezentanți ai tuturor statelor lumii, numai că niciodată nu știi care este cel care te atacă. Bineînțeles, la ora actuală se vorbește foarte mult despre islam, se vorbește despre forțele implicate care pur și simplu au, nu știu, e un val care spune că trebuie să cucerească lumea. Totul a început în Siria acum. A început printr-o prigoană a creștinilor și mi-am adus aminte, am spus, da, a început cu prigoana creștinilor pentru că veacul peștilor, ca să spunem așa, era peștilor, aducea în prim planul conștiinței umane creștinătatea, creștinismul. Cum s-a impus creștinismul? Interesant, a fost poate singura religie care nu s-a impus prin forță, deși a fost umilită cu forță. Să ne aducem aminte că, de la istorie, mi-aduc aminte că ei se întâlneau în anumite grote, de ce spun, în anumite locuri secrete unde aveau loc liturghiile. Semnul prin care ei se recunoșteau că erau creștini era peștele. Este, dacă vreți, o legătură simbolică și cu ultimul semn din zodiac, care sugerează începerea, de fapt, a unui nou ciclu. Iată că era vărsătorului nu poate începe decât printr-o cernere, printr-o sedimentare a lucrurilor. Se spune că această era ar fi debutat undeva în anii 50. Dacă stăm și privim istoria de acum, din ultimii 60 de ani, vom vedea că, într-adevăr, foarte multe lucruri s-au cernut, dar parcă cu mai multă asiduitate de când, iată, a intrat în berbec în 2012, a intrat în berbec Uranus,
care Uranus știm că stă în jur de 7 ani și jumătate într-un semn, parcă a accentuat aceste lucruri. Bine, aici a contribuit și acel meci de box al planetelor lente, să nu uităm crucea cardinală cu care avea să debuteze această perioadă începând din 2012 cu prima formă în 2013 în ianuarie, când s-a format prima cruce cardinală care a acționat, a lovit masiv în toate direcțiile. Apoi să nu uităm că semnele care au fost implicate, semnele cardinale, și pe parcursul fiecărui an s-a produs câte un eveniment major, un eveniment care ne-a marcat, dacă vreți, istoria și amintirea. Începem prin, revenim asupra atacului de la Marsilia, unde am pierdut, mi se pare, din câte mi-aduc aminte, 2 români și au fost răniți alți 4. Apoi a urmat în anul trecut diverse ciocniri de forță, au urmat cataclismele, cutremurele din Italia, în mod special, care au zguduit microfalile alea despre care vă vorbeam. Aș vrea să revin acum însă asupra ceea ce... Iar anul acesta, bineînțeles, debutul acestor atacuri nu de... Interesant este că atacurile nu sunt de amploare, sunt niște atacuri pe care eu le-aș numi de intimidare. Adică e ca și cum acești oameni vor să ne arate că ei pot să ne terorizeze dacă vor, că ei vor să ne impună un anumit ritm de viață, anumite valori care nu ne sunt propriu. Și atunci, ca orice chestiune care nu este grefată genetic, o vom rejecta, pentru că este normal. Nu poți să devii peste noapte. Creștinismul, în comparație cu islamul, s-a făcut pe cale orală, vorbit, plecat, apostolat, pe când știm foarte bine și istoria o dovedește, islamizarea s-a făcut cu sabia. Crezi în Allah? Nu? Pac, harș, ți se lua capul. Deci vreau să spun că o spun ei. Deci am aflat lucrurile astea, poveștile astea și în Maroc, le-am aflat și în Iordania, le-am aflat și în Egipt. Deci lucrurile așa se petrec. Deci așa trebuie să le luăm. De fapt, așa au fost și de-a lungul istoriei. Însă, vă spuneam că mă surprinde cum funcționează Universul. Mă opresc la momentul din Siria. În momentul în care un președinte de stat este de acord să-și testeze, să-și transforme populația într-un laborator de încercare, deja încep să mă întreb dacă nu cumva este o altă formă de sociopatie, dacă la Kim Jong-un avem una în Coreea de Nord, un anumit tip pe care îi se citește pe față, la acesta avem încăpățânare la Al-Assad și să-ți transform propriul popor în poligon de încercare, mi se pare cea mai oribilă faptă. Nu faptul că omul. Nu știu ce au vrut să testeze. Au murit copiii. Pur și simplu și-au omorât viitorul. Și atunci stau și mă întreb, zic, ia uite cum. Și reacția Americii a fost și n-a fost îndreptățită să acționeze la modul ăsta. Cert este că s-a dus deja, a avut loc primul atac. Rusia și-a trimis deja navele în zonă și stăm cu minți și așteptăm. Părerea mea este că săptămâna 7-15 aprilie va fi cea grăitoare pentru drumul pe care o va lua Europa, pentru viitorul geopolitic al lumii, pentru felul în care se vor împărți lucrurile. Ce să vă spun, este dureros că se întâmplă așa. Mă uitam pe harta Suediei și vreau să vă spun, mi-am adus aminte din nou, revin la Suedia, la atacul de acolo, mă uitam să văd ce fel de țară este. Este o țară capricorn cu ascendentul în vărsător. Proclamația noului stat se dădea, avea loc undeva la ora 10 în Parlamentul suedez și ascendentul momentului cădea în vărsător. Asta ar explica, dacă vreți, primirea pe care le-au făcut-o migranților, primirea cu brațele deschise, cu ușile deschise, cu masa pusă.
Deci, o primire foarte, cum să spun, caldă, ca să zic așa, iar răspunsul a fost și este în prezent: vrem o Suedia fără suedezi. Este leitmotivul care se perpetuează în anumite medii, dar nu asta, cred că nu asta m-a șocat, v-am spus, față de ce s-a întâmplat, ci faptul că după ce ai fost, ți s-a deschis, te-am primit în casa mea, te-am culcat în patul meu, apropo de morala creștină, cel pe care căruia i-am dat o bucată de pâine, a ridicat sabia și a lovit. Au început și sunt lucruri despre care noi știm foarte puține, dar dacă intrăm să citim presa zilei din diversele țări în care au primit migranți, inclusiv din Germania, veți rămâne foarte surprinși sau poate nu veți rămâne, veți spune, da, am spus că așa va fi, v-am spus eu că au fost teroriști printre ei, foarte multe crime, foarte multe acte de violență, foarte multe lucruri care denotă un soi, dacă vreți, de inconștiență vis-a-vis de faptul că și copiii tăi pot să fie acolo. Pentru ce trebuie să procedeze așa? Iată un mare, mare semn de întrebare. Este un mare, mare semn de întrebare, iar astrele predispun la asemenea lucruri. Mă uitam ce care un ce stea lui David era pe 6 aprilie, pardon, scuzați-mă, ce zmeu era în harta natală a Suediei, în tema natală a Suediei, ceea ce semnifica o chestie care ține de creativitate și foarte bine că Suedia, an la rând, a jucat un rol cultural deosebit și îl joacă în continuare, iar pe fond, că asta este foarte interesant, acționa o cruce cardinală între Saturn natal, Soarele tranzit în opoziție, conjunct cu Uranus și în opoziție cu Jupiter, iar de cealaltă parte Pluto în o. Iată că Pluto în opoziție cu Saturn, unde ne duce? Ne duce cu gândul că se dărâmă, este un atac, dacă vreți, asupra sistemului de valori. Valori învechite, valori care închistate, valori care se cer schimbate tocmai pentru a face față acestei problematici. Foarte interesant este că peste această cruce cardinală, și de ce spun că e interesantă? Este vizată prin Saturn, casa copiilor, fertilitatea și creativitatea, prin prezența lui Jupiter în casa morții. Anunță acel tip de moarte și de renaștere, Jupiter fiind retrograd la ora actuală în balanță, și care tocmai ce a trecut peste Pluto din tema natală a Suediei. Deci, iată, zguduirea, iată, dacă vreți, tot aici putem să legăm numeroasele incendii, numeroasele accidente care se produc, focul, focul, foc, foc, foc. Peste tot, ei au Marte în tema natală în Săgetător, îl au pe Jupiter în domiciliu în Pești, știți că Jupiter este cel de-al doilea stăpân al peștilor, ei în acest moment Neptun, care se află în domiciliu în Pești, trece peste Jupiter în natal, sunt conjuncte. Așa, vă spuneam că este vizată apoi imaginea socială a Suediei, prin opoziția cu Pluto, care se pregătește, aflat în Capricorn, se pregătește să treacă unde? În casa dușmanilor neștiuți, a secretelor, a aranjamentelor, dacă vreți, de culise. Pe de o parte, pe de altă parte, îl avem, repet, pe Jupiter în casa 8-a în balanță și îl avem pe Soare conjunct cu Uranus în casa a doua, în casa banilor munciți. Semn că inclusiv aspectul economic are de suferit de pe urma ceea ce se întâmplă. Deci, iată, Suedia se află în fața unui mare test, un test căruia sunt foarte curioasă cum va răspunde, după cum Orientul se află în fața unui mare test, Siria, mai precis, se află în fața unui mare test.
ce se va întâmpla, pentru că de la atacul cu arma chimică, la atacul americanilor și la cealaltă parte, dacă vezi, cealaltă latură, ieșirea Rusiei la întâmpinare, deja îmi aduce foarte aminte, aveam 7 ani când s-a declanșat. Vorbeau părinții despre războiul rece, războiul între Rusia și America. Trăim, și se pare că trăim aceeași perioadă, dacă ne uităm un pic la evenimentele care s-au produs atunci, ca să nu mai spun de acutizarea lor până undeva la sfârșitul anilor 70, când se pare că aceste relații, acest război rece s-a încheiat, dar în același timp el a fost dublat de o situație dramatică, pentru de o traumă extraordinară pentru generațiile de americani, pentru că au luptat odată în Vietnam, se încheie Vietnamul în 71, se intră și în 50, în anii 50 a avut loc războiul cu Coreea. Deci două traume masive pentru poporul american, care a ieșit în întâmpinarea și a propus să nu se mai întâmple. Problema este că, fără să-și dea seama, părerea mea este că au alunecat în cealaltă latură și, obiectiv vorbind și astral vorbind, au avut și de ce, pentru că puterea era concentrată în mâna lor, ca să zic așa, și au devenit arbitri, unul din arbitrii importanți în ceea ce se numește politica internațională, ceea ce se numește configurare și reconfigurare geografică. Și ceea ce s-a întâmplat și în prezent, vă spun, aștept să văd ce se întâmplă între 7 și 15 aprilie. Dacă am trecut de 15 aprilie și lucrurile nu mai ridică probleme, înseamnă că am depășit într-un fel sau altul acel prag critic. Să nu uităm de ce spun că este critic, pentru că avem deja 4 planete retrograde și toate 4 au o importanță fantastică pentru noi, pentru fie și individual și colectiv. Mă refer în mod special la Venus, la Mercur, apoi la Jupiter și la Saturn. Jupiter și Saturn fiind cele două planete sociale, planete de legătură, planete care fac trecerea dintre individual la colectiv. Deci, iată, aceste două planete înseamnă că noi nu am învățat, se pare că nu ne-am învățat drumul corect către această colectivitate și iată, tot ceea ce se întâmplă în Orient, tot ceea ce se întâmplă la noi, în Europa, că vorbim de Suedia, că vorbim de Anglia, că vorbim de Italia, că vorbim de Franța, că vorbim de Rusia, vorbesc de Rusia apuseană, lucrurile aici se blochează, aici au de dat un test. Care este lecția noastră? Ce drum trebuie să urmăm ca să putem să ducem mai departe valorile individuale către cele colective? Există un punct, acest punct zic eu că va atinge maximum în perioada 7-15 aprilie, cum spuneam, și o să vedem dacă am învățat ceva din tot ceea ce am trăit sau, din nefericire, nu am învățat nimic. Câte minute mai avem din partea asta, vă rog, ca să știu cum închei? Așa. Vă vorbeam că avem aceste planete, știți foarte bine că planetele se împart în 3 grupe, planetele personale, planetele de legătură sau sociale și planetele transpersonale. Deci iată cum exact fractura de mijloc, din păcate, sensibilitatea sau vulnerabilitatea omenirii, dacă vreți, stă în faptul că are retrograd și 2 planete personale. O avem pe Venus și pe Mercur, Mercur intrând în retrogradare astăzi, cursul dimineții de azi, și în cursul zilei de mâine, scuzați-mă, intră în retrogradare dimineața la 2 și va intra în retrogradare, sper să nu mă înșel, ciclul a început deja de mult și
Jupiter, iată, Venus va ieși pe 15 aprilie din retrogradare, Mercur va intra în retrogradare pe 9, deci mâine dimineață, mâine seară, pardon, în jurul 19 și 15, în gradul 4 Taur 51. Da. Iar Venus ea se pregătește, și-a cam încetinit, Mercur începe să parcurgă unghiurile elipsei care sunt foarte strânse, pe când Venus deja se îndreaptă spre ieșire, spre staționare, ca să înceapă să-și reia viteza în jurul propriului ax. Mercur a intrat deja încetinit în acest joc, dar să nu uităm, dintre planetele personale, avem 5 planete, Soarele și Luna, care nu retrogradează, avem Mercur, Venus și Marte, care sunt considerate planete personale, și avem Jupiter și Saturn, care sunt planete sociale, îl avem pe Uranus, apoi Neptun și Pluto. Este un joc astral foarte ciudat, foarte straniu, este foarte multă materie de citit, dacă vreți, nu vă spun să mergeți în antichitate, începând din 1500 să citiți toate observațiile legate de aceste planete care erau intuite teoretic, sau luați toată literatura din secolele 19-20, recte 1800 după 1805, și citiți toate observațiile care s-au făcut pe tema planetelor lente și vom vedea cât zbucium și câte lucruri, este un creuzet în care aceste planete, de aceste aspecte, forțe cosmice, încearcă nu doar să dirigă, ele merg mai departe, ele nu vor fi deranjate de acțiunile noastre, dar noi putem să ne facem viața mai bună în raport cu aceste aspecte. Pauză și revenim cu previziunile pentru perioada 9-15 aprilie. Hai să mergem. Bine am zis. Deci am revenit, dragii mei, am revenit în direct. De asta dată trecem mai precis, cum spun eu, pe felia noastră, pentru că o sumă de evenimente cosmice în această săptămână se vor petrece în apropierea noastră, dacă vreți, ceea ce vine să dea culoare, care intensifică trăirile și evenimentele din jurul nostru, plecând de la Mercur, care spuneam că va retrograda mâine în jurul orei 19, vară din semnul Taurului, culminând, dacă vreți, într-un fel cu luna plină din 11 aprilie și cu Venus, care va ieși din retrogradare pe 15 aprilie, dar mai ales ne vom bucura de cea mai mare sărbătoare a creștinilor, moartea și învierea Domnului nostru Iisus Hristos, sau Paștele, cum este cunoscut. Săptămâna viitoare, de altfel, sper să vă pot invita la o emisiune în care să am un dialog cu un preot vis-a-vis de această moarte și renaștere a simbolului creștinătății, dacă vreți, al lui Iisus Hristos. Și tare aș vrea să discut despre viitorul creștinismului. Pomeneam aseară faptul că Andrei Marlo spunea despre secolul 21 că va fi sau nu va fi religios deloc. Se pare că lucrurile cunosc o cu totul altă turnură. Eu aș vrea să cred că vom avea un Paște liniștit și să nu uit. Vreau să spun tuturor florilor, tuturor celor care poartă nume de flori, de pe acum să le spun la mulți ani, să le doresc o zi frumoasă, o zi în care să cadă la pace cu sine însuși și să îl regăsească pe Dumnezeu, să regăsească calea spre univers, acolo nu doar spre universul exterior, ci spre universul interior, și să se împace cu sine. Pentru că, în fond și la urma urmei, sărbătorile pascale, asta consemnează speranța și împăcarea cu sinele.
Mergem acum la berbeci și vom spune că mai spuneam despre, le mai spuneam lor acum câteva săptămâni că mi se pare foarte interesantă plaja de posibilități care îi va însoți multă vreme de acum înainte. De regulă, cum spuneam și aseară și spunea cineva că am spus că sunt șapte, nu sunt șapte, sunt chiar opt semne care se vor bucura anul acesta de lucruri extraordinare, că a citit, da, apar pe foarte multe site-uri și nu, unele sunt citite, unele sunt scoase din context, dar sunt opt semne, clar, semnele de foc și de aer, hai să nu mai dăm cu semne, sunt cele care vor fi favorizate anul acesta, printre ele să nu începem, bineînțeles, cu semnul berbecului, care mie mi-este tare drag pentru că el este foarte dinamic, foarte dinamic. De exemplu, vine trigonul Saturn-Uranus, care le aduce lucrurile atunci când trebuie și nu când le doresc ei, și tocmai prin acest, în această voință, dacă vreți, a Universului, putem să ne gândim care este marja de liber arbitru atunci când facem ceva sau ne dorim ceva sau ne propunem să facem ceva în viața noastră. Pentru unii se încheie un ciclu al învățării, pentru alții trigonul de care vorbeam aduce reluarea sau finalizarea unor studii, mersul la facultate, dat unei licențe, pregătirea unei licențe, pregătirea unei teze de doctorat, un examen de specialitate la locul de muncă. Lucrurile vin într-o cascadă de fapte și de nevoi care se împletesc armonic, iar ei au energia necesară să le rezolve de manieră proprie. Pe 10 aprilie vor rezolva o serie de probleme financiare care țin de casă, de ambient. Este vizat aspectul administrativ și indiferent ce li se propune, în special doamnelor, le sugerez să nu spună nici da, nici ba. Să analizeze tot ceea ce aud, tot ceea ce li se spune, ce oferte primesc, că s-ar putea să fie o săptămână în care să plouă cu oferte, pe unele nici măcar să nu le băgați în seamă. Nu de alta, dar există ceva ce, cum mai spun eu, se ascunde, se ocultează în marea de evenimente cu care ne confruntăm cotidian și chiar și în propunerile care le primesc, și teamă mie că dacă vor spune prea repede da, vor intra în niște situații, vor accepta niște situații pe care apoi cărora apoi foarte greu le vor face față. Deci de aceea le sugerez să se gândească de 10 ori înainte de a da un răspuns, pentru că una li se va spune că vor face și alta se va întâmpla în realitate și nu cred că o să le convină. Soarele se apropie vertiginos de Uranus, deci întreținut de opoziția cu Jupiter, mare grijă berbecilor la impulsivitate. Impulsivitatea despre care se tot vorbește, despre care noi știm foarte repede, vin, Uranus și Soarele vor accentua această predispoziție, iar cei care știu că au un tema natal într-o poziție destul de proastă, pe o casă anume, să spunem, dacă e pe casa banilor, proveniți din muncă proprie, să nu fie furați, să nu piardă un bun de valoare prin foc, adică să nu-i fie incendiată mașina sau casa, să nu le fie închis vreun contract, să nu se renunțe la un contract. Vine apoi opoziția cu Jupiter. Jupiter este în balanță. Fiind vorba de casa a doua, Jupiter este în casa a opta, care este casa de sharing financiar. Nu cumva să piardă o moștenire, nu cumva dintr-o, eu știu, din ignoranță, de faptul că n-au dat importanță anumitor evenimente, să se trezească că din postura de câștigător sau de moștenitor, de fapt, nu mai au nimic. Deci trebuie mare atenție să încerce să-și controleze această impulsivitate, vor reacționa nervos la volan, vor reacționa nervos în relațiile cu colegii, vor reacționa nervos în relațiile cu familia. Deci mare grijă, mai ales când pe casa comunicării, dacă îl avem pe Uranus conjunct cu Soarele în casa comunicării sau în casa familiei și chiar și în casa creativității, dacă știu să-și controleze creativitatea, vor fi capabili să facă lucruri extraordinare. Dar dacă nu,
este în casa a șasea, rutina nu-i convine, nu o să-i placă. Atenționarea vreunui coleg o să-l scoată din sărite și de aici până la scandal, până la descărcări de energie, de furii, este mai puțin de un pas. Să încerce să-și controleze acest aspect. Este lucru pe care mi l-am punctat, chiar mi l-am pus în paranteză, să nu uit să vorbesc despre el, pentru că ei sunt foarte, mie îmi plac foarte, vă repet, foarte, pentru că pot să mut munții din locul ei datorită energiei pe care o au. Ei bine, de asta dată această energie poate să lucreze în defavoarea lor. Atenție foarte mare! Apoi, datorită opoziției cu Uranus pe 11 aprilie, o altă variantă, și cred că au mai trecut prin ipostaza asta, din câte mi-aduc eu aminte, că au fost anchetați din umbră, ei n-au știut, vor afla că au fost sub lupă săptămâni bune, lucru care îi va scoate teribil din sărite și vor, exact ca și cocoșii vor sări la bătaie, pentru că cineva a susținut că nu sunt atenți, că sunt repeziți sau că au făcut ceva anume. Deși nu s-a acționat sub niciun fel legal împotriva lor, oficial împotriva lor, totuși vor afla de aceste supravegheri, de aceste anchete, lucru care le va cădea extrem de rău. Deci să fie foarte, foarte atenți. De asemenea, ar putea avea surpriza pe 11 aprilie să fie trecuți într-o echipă care lucrează sub presiune ca să li se testeze viteza de reacție. Să se ducă, să nu zică nimic, să nu comenteze, ci să accepte acest lucru. Apoi 12 și 13 aprilie le aduc o serie de oportunități. Totul ține însă de modul în care ei știu să aleagă. Profesional vor fi avantajate femeile și tinerii. Dar tinerii care sunt angajați să încerce să nu declanșeze conflicte sau să nu intre, poate să și declanșeze, dar să și intre în conflict cu unii dintre colegi mai în vârstă, și vă dați seama de aici o adevărată dramă, nu de alta, riscă să rămână fără loc de muncă sau, dacă sunt studenți, riscă să își dea examenul în toamnă. Deci, mare atenție. Posibil ca pe 14 aprilie să rezolve o serie de lucruri care țin de casă, de locație, eventual să-și schimbe gazda, locuința, să se mute cu chirie din sânul familiei, sau vor fi nevoiți să anuleze un drum pe care trebuie să-l facă în afara orașului pentru a finaliza această mutare. Cei care pleacă la drum, revin și din nou punctez, atenție că problemele auto vă vor da bătăi de cap. Nu intrați în conflict cu cei care sunt în trafic. Nu încercați să fiți eroi. Pe de o parte. Pe de altă parte, mașina vă poate crea probleme, deși poate ați dus-o la verificat. Să constatați că uleiul n-a fost schimbat, că cineva a avut grijă să vă împungă anvelupa sau anvelupa este tăiată, că faceți pană când vă este lumea mai dragă, că se arde, eu știu, termorezistorul de la baia de apă care răcorește motorul, și uite așa, lucrurile astea se va aduce într-o stare de disconfort interior. Mai poate fi vorba, din punct de vedere medical, de mici intervenții chirurgicale, nu cele de anvergură, deși eu nu sunt de acord ca ele să se facă decât după 11 aprilie, când luna va intra în scădere, și mă refer la extirparea unui nodul, la extirparea unui, eu știu, unui chist de grăsime, un neg sau mai știu eu, poate chiar o intervenție chirurgicală, că sunt foarte multe care țin de urgențe la ora actuală. Taur. Ei bine, față de ceea ce a fost, este foarte bine acum. Cum să spun, așa putem să sintetizăm evoluția nativilor Taur în acest fel, în săptămâna care vine. Ce îmi place este că sensibilitatea lor funcționează extraordinar. Este vorba despre acea simbioză care se realizează între pragmatism și sensibilitate. Și mă refer în mod special la pragmatism, că se pune problema financiară, că pe ei aici doare cel mai tare. Zilele de 9 și 10 aprilie le pot aduce, din acest punct de vedere, o confruntare cu necesitățile reale ale vieții de fiecare zi,
dar și cu o serie de cheltuieli care vin așa, cumva pe nepusă masă și obligă să scoată din buzunar mai mult decât cred ei. Pe 11 martie le stă 11 martie, Doamne, pe 11 aprilie le stă mintea la investiții. Acum, oameni buni, doar ce vă spusei, lăsați luna să treacă luna aprilie. Nu vă agățați de nimic valoric, nimic ce implică și consum nervos și consum financiar. Că nu veți face nimic, nu e bine. Haideți să trecem în luna mai și discutăm de acolo pe parcursul lunii următoare ce este bine să faceți din acest punct de vedere. Eu știu că de la idee până la punerea aia în practică, trece un car de an, sau cum spun românii, mănânci o pâine, poate o și abandonezi pe traseu, dar veți intra într-o asemenea vrie încât sunteți nerecunoscut prin ceea ce doriți să faceți. Așa că cel mai bun sfat pe care pot să vi-l dau este să așteptați vremuri mai bune, căci vor veni. Și atunci cel mai bun lucru este să se gândească când să se ducă la medic, să facă un control medical, e posibil ca undeva pe joi, pe vineri, chiar imediat înainte de Paște, să se ducă să-și facă un mic control medical. Și vreau să fiți foarte atenți și nu vă spun numai eu, ori să vă spun, și asta este valabil pentru toate semnele zodiacale, mai ales dacă ați ținut post, atenție cum reintroduceți carnea în alimentație și produsele gătite de un anumit tip, gătite într-un anumit fel în alimentație. Nu vă apucați, de ce le spun taurilor asta? Pentru că taurii și cu săgetătorii, avem și săgetătorii, ei sunt mâncării zodiacului, ca să spun așa. Au un simț aparte al gustului. Savurează, sunt, gurmanzi, sau papilele gustative au o sensibilitate aparte la aliment și dacă le place ceva, mănâncă în neștire. Mâncând în neștire nu faci altceva decât atâta timp cât ți-ai privat timp de 6 săptămâni organismul de un anumit tip de elemente, de carbohidrați în mod special, de grăsimi, se pot trezi cu o dischinezie biliară, dar nu așa. Se pot trezi pe masa de operație sau pancreatite, că sunt predispuși la așa ceva. Deci, mare grijă. Celor tineri, dragostea pare să le ridice mingea la fileu, îi transformă în cei mai fericiți oameni dacă ar putea să lase puțin deoparte gelozia și controlul. E, cu asta n-am ce să le... Degeaba le spun că tot aia fac. Pe 12 aprilie, li se pare că... Ce să spun? Iubitul sau iubita le-a spus ceva cu subînțeles. Numai bine să transforme totul într-un scenariu, adevărată dramă în mintea lor, știți cum este Taur, vă dați seama cum va fi, ca să constate undeva spre seară că de fapt s-au necăjit degeaba. Pe 13 aprilie le vine inima la loc, dar își vor aminti că nu au transmis ceea ce aveau de transmis și înainte de culcare se pomenesc că încep să dea telefoane, să le spună colegilor, să le spună prietenilor, să le transmită mamei sau tatălui ceva ce au uitat să le spună peste zi. Pe 14 aprilie există riscul unei rupturi iminente, atenție mare, este vorba despre ruptură, vorbesc acum despre familie. Vedeți că Venus se pregătește să intre în mers normal și cred că tocmai în asta constă pericolul, încă este retrograd și dă ultimele bobârnace înainte de a reveni în mers normal. Eu le-am mai spus că gelozia este dovada, cum să spun, a nesiguranței. Să o lase mai mare cu controlul, pentru că controlul excesiv dovedește de fapt și la rândul său aceeași nesiguranță, iar lucrurile o iau într-o altă direcție care nu le este benefică deloc. Profesional stau bine, mai bine decât sperau, iar stabilitatea locului de muncă le aduce și liniștea interioară de care au nevoie. Pe 15 aprilie pare să fie un moment de acalmie care să aducă lucrurile să le așeze, cum spun eu, în matca lor. Vine și confirmarea că ceea ce fac este foarte bine făcut. Au trecut de cealaltă parte, de aceeași parte a baricadei, pardon, și, bineînțeles, în familie se pregătesc și ei de Paște. Din nou, dau un sfat, să mențină acest trend toată luna și să nu se lase descurajați de năbădăile lui Jupiter,
Altfel, mintea lor se va bloca pur și simplu. Stau foarte bine la capitolul sănătate, ceea ce cred eu că este un atu important pentru ei, exceptând, v-am spus, acele situații în care sau pe acei tauri care doresc în mod special să își facă o serie de controle medicale. Gemeni. Eu zic că ei sunt cei mai liniștiți și degajați dintre toate semnele. Nu pun la suflet lucrurile care deranjează, ba dimpotrivă, ignoră ceea ce pe alții ar speria și fac ceea ce știu ei să facă. Adică iau doar ce le convine lor. Restul nu mai văd. Și cu foarte mare ușurință dislocă lucrurile din context. Pe de o parte. Pe de altă parte, instinctul le spune să facă acest lucru. Pentru ei fiecare zi este o nouă experiență și de fiecare dată promit că vor învăța cât mai multe din ceea ce, cât mai mult din ceea ce li se întâmplă. Degajați și deschiși la experiențe, nu se vor da în lături să intre în tot felul de combinații, care de care mai ciudate, cu acea nonșalanță tipică. Nu vor lua decât ceea ce cred ei de cuvință și ceea ce interesează și îi poate ajuta. Totuși, atenție că mâine intră, deci pe nouă, intră în retrogradare stăpânul lor Mercur și poate destabiliza sufletește și mental. Și aici când vorbim despre această destabilizare, în mod special mă refer la partea de creativitate care pentru ei este extraordinară și este de fapt atul lor pentru tot ceea ce fac în viață. Poate marea lor enigmă, să spunem în săptămâna aceasta, să se numească dragoste, au mai trecut prin chestia asta, mai acum vreo lună, cred că așa câte o zi, două dintr-o lună, au câte o treabă, de câte o pișcătură de genul ăsta. Știu să dăruiască, știu să se apropie, știu să iubească, dar se plictisesc foarte repede dacă nu sunt motivați și dacă partenerul sau partenera nu le oferă ceva nou în fiecare zi. Și partenerii, logic, că simt rapid detașarea în atitudinea lor, nu agrează și, bineînțeles, că atunci întorc spatele. Ei suferă în sinea lor, dar nu vor arăta niciodată și își lasă partenerele să plece sau partenerii pe care mult timp îi vor regreta apoi. La serviciu însă lucrurile sunt bune, asta e bine, se bucură de încredere și de apreciere, creativitatea lor le este răsplătită pe măsură și s-ar putea chiar bucura de o promovare pe care o așteaptă de mult timp. Pentru adulți este măsura talentului de a se ridica deasupra timpului și de a demonstra, dacă mai este nevoie, că spiritul și mintea este la fel de tânără ca acum 20 de ani. Cel puțin în zilele de 13 și 14 aprilie vor fi zile de excelență pentru unii dintre ei, dar asta nu-i va scuti logic de bârfa și invidia colegilor. Acum, știi, nimic din ce omenesc nu mi este străin. Deci și lor lucrul ăsta li se întâmplă. Au o versatilitate, versatilitatea minților de fapt îi face deosebiți. Și de aici și modul de a denatura lucrurile uneori, de a minți, dar este o minciună pe care o practică, cum să cred că deja la un moment dat inconștient. Uneori spun niște lucruri și spun, uite ce frumos mint. Ei o spun în glumă, dar nu-și dau seama că spun de fapt un adevăr. Și atunci, nu știu cât este de... Dar cred că dacă le-am tăia această și le-am interzice această, îi spun eu, această duplicitate, fluența duplicității, n-ar mai fi ei și ar fi păcat de Dumnezeu. Stau foarte bine din punct de vedere financiar. Deocamdată, eu zic să se pregătească că pe 13 aprilie vor mai primi niște bani, bani neașteptați, sau vor fi cooptați, vor afla că după Paște vor fi cooptați într-un proiect de anvergură cu promisiunea unei retribuiri pe măsură. Ziua de 14 aprilie le poate aduce un premiu sau o schimbare de statut financiar, li se mai adaugă o treaptă salariară sau un spor de venit, iar ca sănătate, în continuare, să știți că rămân problematice răcelile de toate felurile. Și să vedeți acum ce strănut trag eu. Dar să sperăm că mă ocolește. Rac. Cer scuze un moment.
Senzația de viață trăită cu sufletul la gură este una din caracteristicile săptămânii, ceea ce nu înseamnă că nu sunt atenți la problemele celorlalți. Dimpotrivă, 10, 11 și 12 aprilie sunt cei mai buni sfătuitori, cei mai buni ascultători, și poate nu ar strica să le cereți ajutorul și chiar să le plângeți pe umăr, pentru că acum ei vor fi capabili să de foarte multă apropiere și prin această apropiere să transmită nu doar compasiune, ci și acele sfaturi de care uneori avem atâta nevoie. Mintea lor, cum mai spuneam eu, funcționează la fel ca un computer și uneori și computerul a zis că se blochează și mie mi s-a întâmplat, vedeți că sunt cu un alt laptop pentru că mi-a crăpat Windows-ul, dar nicio problemă, l-am reinstalat, aștept să mă duc să-l iau ca săptămâna viitoare să-mi văd de noroc cu prietenul meu Victor Bratu, care totdeauna sare să-mi dea o mână de ajutor când rămân fără lucrurile acestea. Afectiv, la raci lucrurile stau însă puțin altfel. Este fantastic cât de impenetrabil pot fi acești oameni, că nu poți să le citești stările interioare pe față. Totuși, au o strălucire în ochi, au o grimasă a gurii, au un spasm al buzelor pe care, în momentul în care le observi, realizezi că se întâmplă ceva cu ei. Ce să zic, cei care au o relație cu un rac, poate din obișnuință nu dau importanță acestor semne, dar suferința lor stârnește controverse și uneori chiar aversiuni în familie, pentru că neobservând, logic că te trezești spunând lucruri care nu trebuie, lucruri care pe sensibilul rac îl rănesc profund, rana lui este sufletească în această situație și atunci trebuie avut grijă cum transmiți toate aceste lucruri. Deci aviz cei care au în familie raci. Pe 10 și 11 aprilie au ocazia să intrige și chiar oferind soluții, foarte multe soluții, de asemenea vor fi de acord cu ceea ce își doresc prietenii, ba mai mult, se pare că o să le vină și idei cum să iasă din încurcătură aceștia și cum să-i ajute să meargă mai departe. 12 și 13 aprilie le aduce confirmarea ceea ce știu ei de foarte multă vreme, și anume că vor fi promovați sau cu remunerație aferentă, chiar dacă lucrurile încă scârție, să spunem, de maniera neadaptării, cu acele tentative, cum ziceam eu, de a se acomoda cu un anumit tipar care lor nu le este tipic. Adică un rac niciodată trebuie să-și găsească un loc de muncă în care el se poată desfășura liniștit, în care să nu fie conturbat, în care să nu fie împins de la spate, în care să nu fie grăbit. Acum împins de la spate, cred că toate semnele mai sunt împinși de alții de la spate, că mai sunt momente când ai nevoie de câte un brânci de ăsta. Dar racul trebuie să aibă mediu, să simtă el că se mișcă într-un mediu în care lucrurile pot duse la capăt fără nicio problemă. Atenție la conflictele în care intră cu colegii sau cu șefii. Oricât de argumentată le va fi poziția, nu li se va da dreptate. Vă spun de acum, raci, încercați să nu vă luați în gură cu nimeni, că nu o să fiți voi cei avantajați. Financiar, la ideile care le au, este imposibil să nu facă bani. Pluto este în casa contractelor și îi obligă să învețe să-și administreze poziția, afacerea, eu știu, situația, altfel decât au făcut-o până acum. Deci atenție la cheltuielile zilnice care ar putea să le încarce nota de plată, de asemenea manieră încât în momentul următor și lor să le bată vântul prin buzunare, mai ales de Paște. Vor fi că toată lumea cheltuie în perioada aia. Ca sănătate se remarcă o sensibilitate dureroasă a articulațiilor, apoi urmată rapid de sensibilitatea digestivă și vă spun ceea ce le-am spus taurilor, atenție la alimentația din această perioadă. Variațiile mari de temperatură, de asemenea alimentele, variațiile de temperatură alterează cu foarte mare ușurință anumite alimente. Feriți-vă să faceți, să vi se întâmple ceva legat de aceste
afecțiuni, pentru că orice intoleranță alimentară, vă dați seama, oricum venim Paștele, ne vom confrunta mulți dintre noi cu așa ceva, aveți mare grijă la alimentație. Pauză și revenim. Iată, dragii mei, mergem mai departe cu semnul leului, pentru că acești nativi, săptămâna care urmează este una a comunicării. Au înțeles că trebuie să interrelaționeze nu doar cu familia, ci cu toată lumea și cu cei care lucrează și cu șefii. Atmosfera se relaxează, chiar dacă se mai păstrează unele accente dramatice în sectoarele bani, iubire sau studiu. În general, însă, lucrurile merg din ce în ce mai bine și pentru ei, mai ales dacă se pune această problemă a comunicării, a conceperii, eu știu, a unor proiecte, conceperii unor lucrări, unor rapoarte. Este o săptămână în care vor da măsura capacităților de strateg. La capitolul iubire, cu toate astea le spun să fie prudenți, pentru că intră Mercur în retrogradare și de luni s-ar putea să le dea de furcă, dar ei gândesc foarte bine aceste și nu de acum. Deci lor le intră, e ca și cum îți vine o idee pe care o pritocești poate luni de zile, luni la rând, ca să creezi ceva teribil. Lucrurile merg din ce în ce mai bine și asta mă bucură. La capitolul iubire, cu toată regalitatea lor, însă lucrurile rămân amestecate, le-am mai spus treaba asta, problemele lor în domeniu se regăsesc în special în componenta financiară, nemulțumitoare, care încă le strepezește nopțile. Unii au pierdut sume foarte mari de bani, unii n-au avut deloc, au rămas fără locuri de muncă, unii au fost atacați, au pierdut persoane dragi, au avut cheltuieri cu bolile celor din familie și la un moment dat se trezesc, este ca și când s-ar afla într-un labirint de oglinzi și nu mai găsesc ieșirea să poată scăpa. Toate sunt bune și frumoase și la ei până se ajunge la bani. Pe 9 și 10 aprilie cheltuieli neprevăzute cu unul dintre copii, dar și pentru ingerințe casnice pe care nu le pot evita, cum este administrația, curățenia la scara blocului, taxa pentru locul de parcare, discuții pentru această taxă care se mărește de la o lună la alta, la fel cheltuielile pentru administrație, plus că se trezesc în situația de a alerga, repet, cu niște probleme de sănătate ale cuiva din familie, care din neatenție s-a rănit, dar o rană din asta foarte ciudată și în locuri dintre cele mai nebănuite și atunci le vor da mult de furcă alergatul ăsta pe la medici, cumpăratul pansamentelor, medicamentelor, unguentelor și tot ce au nevoie. Pe 11 aprilie lucrurile se mai îndulcesc, ca vineri pe 14 din nou atmosfera să se tensioneze. Nu spun că sunt probleme pe axa financiară, cât profesională, poate este singurul loc în care lucrurile merg așa cum trebuie, exceptând, bineînțeles, stresul și oboseala, trebuie să învețe să se odihnească, să nu mai tragă de ei, că dacă continuă să procedeze așa, lucrurile se vor duce, cum se spun, e ca și vorba aceea, știi, când jucăm la perete, mai jucam când eram copii, tenis sau cam ceva de genul ăsta, numai că de data asta când dau cu ea cu mingea de perete, mingea zboară peste ei. Deci e un as care se tot duce în urmă. Ar putea primi o propunere pentru un job. Și pe ei îi sfătuiesc să se gândească înainte de a da un răspuns, nu de alta, dar Jupiter este retrograd și le poate da planurile peste cap. Știți povestea aia? Să te ferești să primești daruri pe Jupiter retrograd, pentru că acele daruri se vor întoarce împotriva ta. Pe frontul finanțelor vin bani și pleacă, cum îmi place mie să spun, asemenea trenurilor într-o gară. Asta e, noi destinații necunoscute sau cunoscute, necunoscute, cheltuielile pe care le fac, pentru că vine Paștele, ieși tu, mers undeva, poate ies la munte, poate se duc într-o mică excursie, dar și pentru aspecte neașteptate, cum ar fi amenzile, cum ar fi impozitele uitate, sau
sau, și nu mai ei știu să facă treaba asta, gesturi de curtoazie față de persoanele care nu-i înghit. Petrec Paștele undeva la o mănăstire, cel puțin pe 15 aprilie, țin de escapada de sfârșit de săptămână și s-ar putea să petreacă, cum spuneam, sărbătorile pascale într-un loc mai aparte, posibile cheltuieli și pentru casă, ca și dar să-și achiziționeze un bun electronic de valoare. Vineri 14 aprilie, însă să știți că aleargă pe la farmacii, e de schimbarea de vreme, ca și mine, zilele trecute eram cu punga până în farmacii căutând antipiretice și pentru că tot am pomenit de sănătate, s-ar putea să se confrunte și ei cu dureri de spate și articulare. Și chiar cu dureri de stomac, să fiu un pic atent și astea sunt pe fond nervos. Mergem mai departe cu Fecioara. La Cisnativa noastră este totuși mai detensionată. Săptămâna debutează destul de ciudat, de asta dată însă pentru bărbați. Ei trebuie să fie atenți puțin la nivel profesional și financiar. În comparație cu femeile, iau lucrurile cum stau, nu visează, ci sunt mai realiști. Ceea ce nu înseamnă că lor nu li se pot aprinde călcâiele, Doamne ferește, din potrivă. Pe de altă parte știm însă că pentru Fecioară dragostea înseamnă totul sau nimic. Și fiind sub semnul imperativului, de aici o întreagă avalanșă de reproșuri și o avalanșă de rupturi, o avalanșă de depunctări, dacă vreți, la acest capitol, pentru că iată vine un moment în care oamenii din prejurul lor vor spune pas. Le-am mai spus, bine, ei și recunosc că vorbesc foarte mult, ei, dacă repet cum pun întrebări, ei nu pun pentru că vor să fie răi, ci pentru că vor să cunoască o serie de mecanisme. Mintea lor analitică, în comparație cu a gemenilor, trebuie să înțeleagă de ce se petrec lucrurile de o anumită manieră. Zilele de 9 și 10 aprilie și chiar și pe 11, cu stăpânul lor deja retrograd, s-ar putea să găsească însă pe picior de război cu sine însăși. Dar dacă pe un front tună și fulgeră, pe un altul merge bine, cum este bună oară profesia. Este posibil ca o sumă de probleme să plece tocmai de aici. Promovarea care tocmai s-a pus în practică sau care urmează să se producă nu este pe placul partenerilor de viață și de aici disputele, pentru că nu mai au timp pentru ei. Cei mai avantajați nativi sunt cei care lucrează însă în domeniul sănătății, în sectoare de viitor, cum ar fi medicina nucleară, prelevarea de organe, transplanturi, ori laboratoarele de cercetare. Financiar s-ar putea să fie unele probleme, fie nu le intră banii pe care la timp, fie le-a fost contul blocat, fie suma care o au nu le ajunge. Cert este că zilele de 13, 14 și 15 aprilie ar putea fi nițel stresante din punctul ăsta de vedere. Eu zic să se limiteze la cât au, că se vor descurca. Ca sănătate, puțină grijă la alimentație nu strică și la ei și să consume cât mai multe lichide. Balanță. Tabloul săptămânii este în nuanțe încă ușor cernite. Sunt probleme care nu dispar de azi pe mâine, sunt lucruri și atitudini la care nu pot renunța deodată, obișnuințele pe care foarte greu le dai deoparte, dar dacă nu înțeleg că această curățenie interioară este necesară, rămân blocați mult timp de acum încolo. Spuneam că afectiv și lucrurile încep să intre în normal, poate și pentru că au înțeles și au satisfacții vis-a-vis de această înțelepciune pe care le-a adus-o și timpul și meditația și analiza. Discuțiile revin la ton normal, au aplecare să explice unde s-a greșit în zilele de 9 și 10 aprilie, ca pe 14 aprilie cu mic, cu mare, să pornească, să-și facă bagajele, să fie atenți la ce pun în bagaje și să plece să petreacă Paștele undeva într-o stațiune, la părinți, în diverse locuri, unde își alege fiecare să petreacă sau chiar și acasă.
Nu aș spune că merg prost profesional, cât mai degrabă aș spune că în zilele de 10 și 11 aprilie din nou revine ideea aia, le-am mai spus-o lor, de morală, de deontologie profesională, care pentru nativii balanță este însă un factor de echilibru. De ce? Pentru că lor nu le plac dezechilibrile, indiferent de ce natură ar fi ele. Și atunci, normal că se închid în ei, tac, analizează, iar dacă sunt întrebați, spun exact ceea ce gândesc, fapt care pe mulți îi deranjează. Este vorba mai ales despre disputele între femei. Ia vedeți ce faceți pe 13-14 aprilie, când lucrurile se mai calmează și puteți să le vedeți în lumina lor clară. Chiar și financiar se redresează lucrurile, în special pe 12-13 aprilie, când în sfârșit știu ce au de făcut. Chiar se gândesc la anumite jocuri financiare, care fie vorba între noi, le plac și pot să le aducă sume frumușele în buzunare. Dar eu le-a zice să mai aștepte un pic pentru treaba asta, măcar până luna viitoare. Posibil să se confrunte cu dureri de cap de pe urma stărilor tensionate pe care le parcurg, dar și cu unele căderi imunitare. Variațiile de temperatură cer o hidratare corespunzătoare organismului. Scorpion. Ei sunt foarte atenți la orice mișcare financiară din zonă și sau socială. Sunt foarte atenți cu ce se întâmplă cu familia lor, foarte grijulii. Chiar își găsesc o poziție de unde poate superviza totul de la serviciu, pe telefoane, toată să-și controleze copiii, să dea raportul soțului sau soțul să-i dea raportul, soția să le dea raportul. Cert este că încearcă să țină lucrurile sub control și asta este foarte bine. Cu toate acestea, însă să fie atenți că acolo unde au greșit intenționat, vor plăti cu vârf și îndesat. La capitolul iubire sunt între două ape. Iau lucrurile cum sunt, nu se decid ce schimbări să facă și poate tocmai această atitudine să surprindă. Pentru cei care sunt în cuplu, săptămâna vine, cum le mai spun eu, cu zile bune în 9, 10 și 12 aprilie și mai puțin bune pe 11 și pe 14 aprilie. Și ei, ca și taurii, vor avea un Paște de care își vor aminti multă vreme. Faptul că nu știu să ierte și sunt ranchiunoși, ba chiar răzbunători uneori, le cam dau acum planurile peste cap, orgoliu și vanitatea, le-am mai spus eu că n-are ce să caute într-o relație, n-au ce să caute într-o relație. Însă pentru ei sunt lucruri de acceptat, pentru că așa au fost obișnuiți. Mai bine să fie atent și să analizeze lucrurile în profunzime, nu doar formal. De multe ori ceea ce vedem este atât de înșelător. Și asta le-am mai spus-o. Profesional nu stau rău. Tinerii scorpion care studiază au ocazia să aprofundeze domeniile, chiar simt o plăcere extraordinară să studieze, să citească despre domeniul în care vor profesa. Posibil să fie nevoit să facă o serie de cheltuieli pentru a-și ajuta prietenii. Contrar celor spuse, să știți că scorpionii știu să fie prieteni. Și când sunt prieteni, sunt extraordinar de bine intenționați și întotdeauna dacă aveți nevoie și trebuie să faceți ceva, cereți ajutorul unui scorpion pe care vă bazați, pentru că el întotdeauna va fi acolo și va ști cu ce să vă ajute, în măsura în care poate face acest lucru. Posibil să fie așa, scorpienii sunt prieteni de nădejde, am mai spus-o, pe 14 și 15 aprilie vor da dovada acestei prietenii, pentru că vor pleca, să spun așa, în grup sau vor petrece sărbătorile pascale în grup. Cum mai spuneam, ei nu se pot plânge de tulburări de sănătate, totuși le-aș sugera să fie și lor atenți la digestie, să-și regleze problemele care țin de răceli și să nu depășească anumite limite. Oricum, ei nu sunt oamenii care să dezechilibrelor decât dintr-o anumită perspectivă, dar săptămâna aceasta nu se pune această problemă. Săgetător. Pentru unii dintre ei, săptămâna poate fi neagră în sensul atenție se menține de câteva săptămâni ideea că pot pierde pe cineva drag. Dar, cum se spun, eu le sugerez și le-am mai spus să fie atenți nu doar la mama, la tata, ci și la
copii, pentru că sau ei, dacă sunt la volan sau au copii în grijă, să nu se ducă cu ei într-o excursie și să mai pățească ceva, să cadă de pe undeva sau mai știu eu ce să se mai poate întâmpla. Deci, sub nicio formă, săptămâna aceasta, să nu accepte lucrurile acestea, să-și vadă de copiilor și de familia lor, să încerce să se concentreze pe ceea ce se întâmplă în familia lor și să nu se angajeze să-i ajute pe alții sau să îi tragă și pe alții după ei. Din punct de vedere profesional și relațional, fiecare domeniu vine cu probleme și cu bucurii. Pentru cei foarte tineri, bineînțeles, bate dragostea la ușă. Cum mai spune vorba cântecului, place foarte mult o melodie cântată de Stella Enache despre în anii de liceu, când spune că adolescenții peste noapte devin adulți atunci când întâlnesc dragostea. Alții vor simți primul fior așa și vor simți primul fior brusc și pe neașteptate și în locuri dintre cele mai neașteptate, chiar în noaptea de Paște, mergând la înviere la o biserică. Acolo o să se întâmple ceva, pentru că totdeauna sub semn divin se leagă foarte multe relații. Și asta zic eu că este partea frumoasă, în sensul bun mă refer. Vor trăi sentimente pe care, cum le-am mai zis, nu se trăiesc decât o dată în viață. Le vor trăi la un nivel sublim, de care își vor aminti apoi cu drag tot timpul, ani de zile. În cuplurile mature s-a instituit și aici liniștea. Știu cum să-și armonizeze firile, ca să zic așa, și știu și ce decizii urmează să ia ca să rezolve anumite lucruri. Apoi, pe de altă parte, totuși aș vrea să fie foarte atenți la ceea ce spun, pentru că ei știu foarte bine că spunând lucrurilor pe nume, ei nu-și dau seama că îi pot răni foarte ușor pe cei pe care îi iubesc. Și de aici reculul acestora și refuzul acestora de a mai avea legătură cu ei. Nu aș spune că lucrurile stau prost profesional. Dimpotrivă, pe 12 aprilie bate o promovare la ușă. Totul este ca ei să simtă și să fructifice oportunitatea care apare. Să nu uite totuși că stăpânul lor planetar iar este retrograd, Jupiter. De ce? Pentru că au tendința de a face dreptate. Dar atenție că dreptatea pe care vor să o facă nu este cea reală. Este o dreptate din punctul lor de vedere și nu conformă cu legea. Sau eu știu, cu morala, dacă vreți, sau cu conduita profesională. În schimb, mi se pare foarte semnificativ segmentul financiar, unde se petrec lucruri bune, neașteptate, aș spune, care sunt menite să le ridice statutul social. Moștenesc, semnează contracte avantajate, sunt angajați în urma unui examen atipic, în sensul că sunt remarcați așa, stând de vorbă. Și, bă, dar hai că îmi place cum gândești. Nu vrei să vii să faci asta și asta? E, iată că se ivesc, chiar dacă sunt mici, chestii de care ei se pot agăța și care se pot transforma în slujbe part-time. Le sugerez să fie atenți la unele probleme care țin de tensiune, apoi pe cele care țin de ficat, pentru că este destul de stresată această axă. Ponderați în ce privește alimentația, cum le-am spus și taurilor, și să consume lichide. Și este bine ca aceste lichide, dacă consumă apă plată, să stoarcă 2-3 lămâi în apa respectivă, pentru că lămâia are darul de a curăța ficatul. Capricorn. Aș spune că acestor nativi începe să le meargă bine sub rezerva că din spate, careul întemediat de Saturn, stăpânul lor planetar, acționează încă puternic. Venus face un pătrat dur cu Pluto și le face zile negre, mai ales când se pune problema dușmanilor. Conjuncția cu Soarele și pătratul cu conjuncția Chiron-Venus din 10 aprilie, dar și Pluto cu trigonul minor din care fac parte, sugerează un cadru astral numai bun să-i facă pe acești nativi, care oricum sunt firi practice, să se gândească și mai mult la problemele de supraviețuire în cuplu, bineînțeles, și în lume. Afectiv, lucrurile sunt pe drumul cel bun,
dacă ne gândim că nu sunt tipul de oameni cărora să le placă să vorbească despre ceea ce simt sau toată ziua să stea, cum spuneai, să se țină de drăgălășenii, să pupă cioși, nu. Ei se feresc când se facă lucrurile astea în văzul lumii, dar când sunt în intimitate, când sunt doar ei doi în casă, atunci lucrurile pot deveni, se pot schimba și se schimbă perspectiva în general. Totuși aș vrea să fii atenți la zilele de 10, 11 și 12 aprilie, pentru că comunicarea unora dintre Capricorn se pare că lasă de dorit. Adică răspund monosilabic, cu jumătăți de cuvânt, și asta le poate crea probleme, cu, mai ales cu șefii și cu colegii. Că cât îi privește pe tineri, mai ales dacă sunt singuri, au șansa să întâlnească pe cineva așa cum își doresc pe 14 aprilie. Sau, mai precis, după 14 aprilie încolo. Profesional ar trebui să fie atente doamnele, nu de alta, dar nefiind părtinitoare și spunând lucrurilor pe nume, nu rezolv mare lucru. Eventual își vor mai face un dușman în plus. Deși nu le plac bisericuțele, nu le place să intre în tot felul de dispute, cineva va reuși să le enerveze și dacă nu sunt atente pot pierde o promovare sau o mărire de salariu. Și aspectul se păstrează, să știți, cel puțin încă 2 săptămâni de acum înainte. Capricornii nu se pot plânge că nu știu să-și administreze finanțele. Totuși, unele probleme de sănătate necesită o serie de cheltuieli și să știți că le vor face. Pe de altă parte, fiind bani, vin bani fie printr-o mărire salarială, fie dintr-o slujbă part-time. Cert este că zilele de 13, 14 și 15 aprilie vor fi zile în care vor avea de toate. Nu se va pune problema că nu au bani, nu se va pune problema că nu vor să cheltuie, ba da, vor cheltui și vor cheltui ca să se simtă bine. Ca sănătate să continue să fie atenți la metabolizarea elementelor nutritive din organism, axă, ficat, splină, pancreas în mod special. Vărsător. Cum mai spun eu câteodată, băi, dacă n-aș avea harta lor în față, aș zice că vorbesc despre altcineva. De ce? Pentru că peste ei și pare cada norocul și în mod mi se pare normal, pentru că sunt unele, este una din zodiile favorizate anul acesta. Mai în funcție și de tema natală fiecăruia, pentru că poate să fie 10 zodii favorizate, dar și din astea 10 zodii pe care să spunem le enumerăm, totuși tema natală să blocheze, să fie niște aspecte care să nu lase să se întâmple aceste lucruri. Mie mi s-au întâmplat. Doresc să vi se întâmple și dumneavoastră, pentru că mi se pare normal să fie așa. Vin o sumă de evenimente la ei. Îi fac să se simtă vedete, chiar dacă orgoliul și vanitatea sunt încă șifonate de pe urma întâmplărilor din ultimele săptămâni. Uită de stările astea instantaneu când o să li se propună ceva nou, când o să dea peste o jucărie care să-i pasioneze, când o să găsească o chestie electronică care să le suscite atenția, imediat uită, nu, sau dau peste o carte bună, dar și dacă mai este și SF, este extraordinară. Văd filme, or să stea cu nasul un televizor în monitor sau să se duc la mall la film, pentru că simt nevoia să se deconecteze de realitatea imediată și simt această nevoie, vă spuneam eu, pentru că ei trăiesc foarte mult, mai 90% din existența lor se subsumează celor ce se vor întâmpla în viitor. Ca și gemenii, nici vărsătorii nu pun accent pe relație sau pe sentimente acum. Important este să iasă ceea ce ei își doresc. Asta nu înseamnă că nu știu să iubească sau nu știu să obțină ceea ce vor, ba, dimpotrivă, știu cu am spus eu că erotismul lor depinde foarte mult de ceea ce le oferă partenerul, iar din acest punct de vedere săptămâna aceasta nu prea este loc de iubit, că n-au chef, nu au timp de așa ceva. Aglomerarea de planete din casa banilor proveniți din muncă proprie, avem Neptun, Chiron, Venus, Soare, Uranus, sugerează să fie foarte atenți la ceea ce cheltuie, pentru că și un stres foarte puternic pe casa banilor poate aduce bani, o sumă mare de bani, dar la fel de bine poate să o și
să-i și facă să-i piardă, să le creeze tot soiul de probleme. În schimb, cum spuneam mai sus, profesional lucrurile merg din ce în ce mai bine. Se înțeleg cu doamnele, cu persoanele mai în vârstă care știu cum să lucreze cu ei, ba se înțeleg și cu colegii cei mai tineri. Lucrează cot la cot cu cei tineri și acceptă să facă lucruri pe care în alte condiții să știți că nu le prea făceau. Și lucrurile astea mie îmi spun că vărsătorii au să, cel puțin până pe 11 aprilie, un cadru profesional extraordinar de bine susținut. Apoi mai este zmeul care apare în harta lor și care îi poate duce spre înțelegeri mai greu accesibile pentru ceilalți, mai ales dacă tema natală sugerează și oarecare pasiuni către domenii care țin de terapiile alternative, care țin de domeniul ezotericului, pornind de la, eu știu, Reiki, deci practicarea unor tehnici care implică mentalul foarte tare, meditații, astrologie, deci lucruri care vin să le umple și să le aducă elemente noi înțelege, să aducă elemente noi înțelegerilor. Cum nu sunt materialiști, banii vin și pleacă și la ei în cele mai ciudate moduri. Și aici este foarte interesant cum își administrează ei bugetul, pentru că întotdeauna, deși pun bani pentru un lucru foarte bine gândit de o parte, ba uita să-și plătească lumina, ba se trezesc cu somație în ușă că nu mai știu ce au uitat să plătească sau ce amendă trebuie plătită, ba li s-au blocat conturile pentru că au uitat să alimenteze la timp și uite tot așa trec prin chestii de genul ăsta, deci vor trebui să învețe pentru că chestia asta cu venitul banilor nu o să țină mult, o să țină un an, doi. Deja din al treilea an ei trebuie să-și asigure o bază pentru ceea ce își doresc să facă și atunci baza aceasta se asigură administrând ceea ce au în grijă cu atenție. De miercuri 12 aprilie, luna în scădere, pot să meargă la stomatolog. Pe de altă parte, aș vrea să fie atenți la stres și la oboseală, pentru că sunt dușmanilor vădiți, dar ascunși de multe ori și ies în evidență când se așteaptă mai puțin și atunci trebuie să învețe să se relaxeze. Cât mai avem din partea asta? Ok. Pești, ca și în săptămânile care au trecut și acum, forța creatoare este cea care le deschide drum și le girează reușitele. Sensibilitatea lor este direct proporțională cu pasiunea, în schimb, trebuie împinși de la spate, uneori, apropo de ce vorbeam de împinsul de la spate, căci altfel riscă să devină o povară prin indolență și cred că nu există pericol mai mare decât lenea nativă. Au noroc și în dragoste, dar capriciile fac să fie destul de izolați și de inabordabili. În cuplurile tinere există un soi de tensiune care se răsfrânge asupra relațiilor cu ceilalți membri ai familiei. Atenție ce fac cu banii pe 11, 12 și 13 aprilie. Pentru că, așa cum mai spuneam, acum câteva săptămâni, naivitatea lor proverbială le poate juca feste și la locul de muncă și printre prieteni, deoarece toată lumea profită de pe urma lor. Sper totuși să realizeze ce se petrece și să pună piciorul în prag, dar să nu-și strice relațiile cu oamenii care îi pot ajuta în carieră. Periculoase sunt zilele de 13 și de 14 aprilie. Cu luna neagră prin casa carierei s-ar putea trezi fie în mijlocul unei bârfe, se pot trezi în mijlocul unei bârfe legate de un copil din flori, dacă până acum, mai acum câteva săptămâni, se vorbea de că sunt foarte iubăreți, ei bine, acum se vorbește deja de un copil, chiar nu au nicio vină. Știu că le place și lor să șușotească pe la colțuri, dar copilul ăsta este o invenție. Însă e de ajuns să se lanseze un asemenea zvon și să le strepezească ziua. Vor trebui să-și păzească spatele și la locul de muncă, cel puțin până în toamnă. Au noroc de bani, cum spuneam mai sus, dar îi cheltuie pe temirce, încât atunci când se trezesc cu buzunarele goale, încep să ceară în stânga și în dreapta. E, nici chiar așa, pentru că nu îi avantajează deloc. Ca sănătate, pentru cei tineri, există riscul alunecării într-un cerc vicios cu dependențe din care vor scăpa foarte greu.
Eu i-am avertizat de treaba asta și la începutul anului, dar și anul trecut în toamnă, nu se mai poate să scape, așa că sfatul meu este să nu consume calmante sau energizante sub nicio formă. Cam acestea sunt previziunile pentru săptămâna care urmează. O să luăm o scurtă pauză și vom reveni cu lecția de astrologie. Dragii mei, în direct cu lecția de astrologie, de disputam noi acolo cu semnele de aer și semnele de foc. Iată că trecem la celălalt segment, cu semnele de pământ și cu semnele de apă. Bineînțeles, începem cu semnele de pământ. Semnele de pământ care sunt semne caracterizate de încredere și profunde și tenace, care caută să stăpânească lumea fizică printr-o organizare eficientă, caută permanent securitatea economică, respect și prestigiu, sunt logice, raționale și cu picioarele pe pământ, sensibile și conservatoare, harnice, muncitoare, meticuloase, sunt în măsură să pună în aplicare ideile și aspirațiile altor semne, mai ales ale semnelor de aer, uneori pot fi prea strângători, posesivi și materialiști, senzuali, caută să-și satisfacă neîmplinirile prin plăceri carnale, prin muncă și prin gustativ. Înțelegerea nativă a lumii materiale este cea care le dă extrem de multă stabilitate, răbdare și autodisciplină. Sunt tipologii acordate la lumea formelor, dotate cu receptivitate, răbdare și perseverență, găsesc în ei puterea de a rezista. Sunt mult mai precaute în abordările lor, indiferent dacă vorbim despre viața personală sau despre o activitate oarecare, mult mai practice decât pragmatice, sunt realiste și au nevoie de bază solidă ca să poată merge mai departe. Ca aspecte pozitive, trebuie reținute că sunt firele practice, eficiente, organizate, realiste, pacienți ascultători, disciplinați, o disciplină autoimpusă, muncitori, productivi, consecvenți, de bază, persistenți, de încredere, stabil emoțional și doresc binele comun. Ca parte negativă, să nu uitați că sunt prea lenți, greoi, lipsiți de viziune, fără imaginație, uneori meschine, excesiv de convenționale, înguste la minte, chiar și încăpățânate, rezistente la schimbare, acumulează dincolo de propriile nevoi și sunt ultraconservatoare. Și mai trebuie să știți așa, taurul va săpa până la rădăcinile problemei și va medita la adevărul lucrurilor, fecioara va analiza, va organiza și va categorisi, iar capricornul va urca treptele ierarhice, dar o va face cu grijă pentru că are nevoie de viziunea globală a lucrurilor, adică politica pașilor mărunți. Și acum să mergem la taur. Iată că avem un semn de natură elementară pământ, semn feminin, calitate vibrațională este fix, guvernat de Venus, metalul asociat cuprul, ca lui Venus, bineînțeles. Ce știm despre el? Caracteristici de bază. Prudent, loial, practic, încăpățânat, posesiv. Temperament melancolic, caracter ezitant, fire emotivă. Profesii. Profesiunile bancare în primul rând, restaurator, agricultor, grădinar, horticultor, bucătar, datorită gustului despre care vă vorbeam când am vorbit despre taur la previziuni, medicorelist, stomatolog, artist, pictor, cântăreț, agent imobiliar, expert financiar, economist, asigurator, estetician, creator de modă, decorator, arhitect, constructor, contabil. Cristalele asociate: agatul, ametistul, aventurinul, calcedonia, carneolul, chihlimbarul, citrinul, cristalul de stâncă, cuarțul roz, jadul, jaspul roșu, lapis lazuli, malachit, smarald. Aromele preferate
Trandafirul îi asigură succesul în tot ceea ce își dorește. Tămâia și isopul, mirtul și santalul îl calmează și eliberează de energie negativă. În momentele în care nu poți scăpa de ghinion în niciun fel, le este recomandat să ardă lumânări cu aromă de nucșoară, dar nu în fiecare zi. Lumânările cu miros de crin le trezește gingășia și sentimentul de compasiune, ceea ce îl face pe taur pur și simplu irezistibil. În schimb, câțiva strop de ulei de cuișoară adăugați în apa de baie îi remontează rapid și le dă agerime și vigoare pentru perioada următoare. Ca alimentele sunt recomandate cerealele, pâinea, fibrele, dulciurile, zahărul, rădăcinoasele, alimentele care cresc în pământ, produsele agricole, alimentele de culoare galbenă sau verde, legume și fructe de primăvară. Condimentele asociate, cimbrul și nucșoara. Ca vitamine este propria vitamina F, iar ca remedii homeopatice găsim aici cupru, tuia, apis și pulsatila, dar și antimonium crudum, care este în rezonanță cu vibrațiile lunare. Știm că taurul este domiciliul de exaltare, este locul de exaltare al lunii. Cum l-am descrie pe nativul taur? Extrem de senzuali, preocupați de simțurile personale, fizice, blânzi și doritori de siguranță de sine, de încredere, inimos și iubitor, persistent și determinat. Toate plăcerile asociate cu ceea ce poate vede, atinge, mirosi, gusta, este o plăcere deosebită pentru ei. Muncitori, pentru că au multă răbdare. Urăsc schimbarea, de aceea îi scoate din starea lor de confort interior. Urăsc să fie puși în pericol, așa că se străduie să creeze un mâine în avans. Extrem de buni și de iubitori, foarte strânși legat de starea de bine. Nu își doresc altceva decât stabilitate, naturalețe, confort și plăcere. Adevărul spirit taurin rămâne ascuns în spatele unui zid de activități cotidiene, adevăratul. Considerați snobi, retrași, plictisitori sau ursuzi, dar să știți că vă înșelați. Pentru că, așa cum spuneam, adevăratul spirit taurin rămâne ascuns în spatele acestui zid, predispus la gelozie și resentimente. Are sentimente, temeri și dorințe mult mai profunde decât lasă să se vadă. Poate fi inflexibil, rigid, lacom și îngăduitor cu sine. Diferă foarte mult de toate celelalte semne ale zodiacului. Dacă este presat să facă ceva ce nu-i place, întoarce spatele și pleacă. Foarte calm și stringător, mari iubitor de natură și de animale de companie. Din punct de vedere al sănătății, el stăpânește endocrin glanda tiroidă. Anatomic, urechea dreaptă, gâtul, carotida, vasele sângelui de la nivelul gâtului, glandele salivare, vertebra cervicală superioară, mandibula, baza craniului, corpul cerebelos, receptorii gustativi, corzile vocale, partea superioară a esofagului, amigdalele, receptorul auditiv împreună cu gemenii, dinții împreună cu Saturn și Berbecul, limba alături de Mercur, receptorii gustativ împreună cu Marte, bărbia și ochiul drept. La ce boli este predispus acest nativ? La otite, la dureri de gât, la amărirea tiroidei, sufocare, oreion, tumori ale gâtului, abcese amigdaliene, limfoame la nivelul gâtului, cum sunt nodulii care acompaniază aceste inflamații. Amigdale, tiroidă, paratiroidă, gușa endemică, probleme tiroidiene, gingivite, laringite, faringite, traheite, aftoze, amigdalită, gâtul, corzile vocale, adenopatiile la nivelul gâtului, faringele, am zis, irisul, urechea mijlocie, palatinul, bolta gurii și mandibula, retenția de apă. Poate fi implicat în formarea tumorilor de orice fel și controlează funcția glandelor salivare, dar și insulele Langerhans din pancreas care produc insulina.
Următorul semn, ia să vedem, Fecioara. Iată că avem o natură elementară pământ, semn feminin, mod vibrațional mutabil, guvernată de Mercur, metalul asociat Mercurul. Ca tipologie avem omul muncitor, critic, intelectual, grijuliu, un temperament melancolic, caracter dur, dar fire practică. Ca profesii, îi sunt asociate cea de bibliotecar, arhivar, funcționar, contabil, infirmier, asistent medical, farmacist, medic, operator, calculator, programator, învățământ, justiție, personal de îngrijire, hotel și restaurant, librar, mecanic, comerciant, în orice domeniu legat de vânzări, în orice domeniu legat de sănătate, igienă, medicină, nutriție, matematică, statistică, știință și tehnică, electrotehnică, medicină veterinară, horticultură, control și analiză, măsurare și verificare, inspecție, curățenie, deci igienă, producție, inginerie sau pur și simplu muncitor. Ca și cristale, avem aici amazonitul, ametistul, aventurinul, calcedonia, carneolul, citrinul, cristalul de stâncă, piatra sângelui sau heliotropul. Ca și arome preferate, smirna aduce succesul în dragoste, trandafirul păstrează frumusețea și atractivitatea, mărarul le apără pe fecioare de deochi, de iar tămâia purifică câmpul energetic. Santalul și mirtul protejează fericirea în familie, pelinul readuce liniștea emoțională, iar bradul o ajută să scape de boli. Rozmarinul le întărește forța de convingere, ienupărul garantează reușita în activitățile de ordin științific, nucșoara le dă curaj, iar pelinul îi ajută să scape de depresii. Uleiurile esențiale care au un efect benefic asupra fecioarei sunt lavanda și lăcrămioarele, semințele de anason și cele de chimen. Ca și alimente, este sugerat, ca și condimente, frunzele de țelină le sunt tipice, iar ca și alimente le sunt recomandate legumele, rădăcinoasele, produsele agricole, mâncarea din organe interne animalelor, alimentele care cresc în pământ, mâncare naturistă, mâncare de regim, dietetică, lacto-vegetariană, legume și fructe de vară. Cum am caracteriza un asemenea nativ? Păi, ce-l descrie? Modestia și timiditatea, meticulozitatea și încrederea. Practica și este o fire practică și sârguincioasă, inteligență și analitică, agitată și luptătoare, hipercritică și aspră, perfecționistă și conservatoare, poate fi unul dintre cele mai dificile semne de pământ, intelect extrem de plastic și de sintetic, extrem de precisă și de metodică, face mutări pe măsură ce analizează informațiile pe care le are la îndemână ca să le aplice cât mai util, sunt practice și imaginative, dezvoltă abilități care le permit să îmbunătățească ceva în inima lor, în ființa lor, sunt oamenii extremelor, obsedate de ordine și de curățenie, cunoscute drept cicălitoare, mulți nativi au transformat acest defect în artă, introvertite și conștiente de sine, au tendință spre ipohondrie, de încredere și punctuale, practice și harnice, tind să se depindă de lucruri prea ușor, extrem de inteligente, le place să analizeze lucrurile și să nu se simt confortabil până când nu analizează toate unghiurile problemei, decența și simplitate ca stil, au o minte echilibrată și abilități intelectuale superioare, sunt politicoase, diplomate și mai degrabă rezervate, au idei constructive și sunt bune sfătuitoare, au o intuiție care le oferă înțelegerea profundă a naturii umane și a motivațiilor care îndeamnă pe alții să acționeze, sunt loiale în calitate de prieteni și prieteni de nădejde,
abilități care ajută la îmbunătățirea mediului în care trăiesc, au realizări concrete și sunt foarte importante pentru ele, sunt perfecționiste, se confundă în detalii pentru a, cufundă în detalii pentru a-și îmbogăți cunoașterea. Din punct de vedere medical, endocrin, feceala răspunde de pancreasul endocrin, iar anatomic răspunde, bineînțeles, de pancreas, de lobii inferiori ai ficatului, apendice, intestinul subțire, sistemul digestiv, mai precis intestinele și splina, inclusiv cecumul, colonul ascendent, cavitatea abdominală, canalele biliare, coledocul, diafragma cu semnul rac, sistemul imunitar împreună cu semnul pești, constituie axa imunității. Splina, după Cornell, însă Carter o subordonează semnului rac, unii o leagă de uter alături de semnul racului și de scorpion, plexul solar, vezica biliară. Ca și boli spre care este predispusă, avem tulburările intestinale, duodenite, gastrite, diaree, malnutriție, constipație, peritonită, paraziți intestinali, colici, apendicită, tulburări nervoase ale stomacului, balonare, colon spastic, colon iritabil, colite de fermentație și de putrefacție, alături de Pluto, acesta din urmă, ocluzii intestinale, depresie, energie nervoasă generată de lupta pentru a-și materializa idealurile, sindromul colonului iritabil, balonare, constipație sau diaree, deshidratare și chiar scaune cu sânge, digestie lentă cu încetinirea evacuării resturilor alimentare în colon pot duce la celebra colită de putrefacție, depresie generată de suferință, tulburări ale glicemiei și diaree. Vă rog să-mi spuneți cât mai avem din partea asta. Ok, o să merg și cu Capricornul, că vreau să termin. Ajungem la cel de-al treilea semn de pământ, Capricornul, natură elementară, cum spuneam, pământ, semn feminin, mod vibrațional cardinal, este guvernat de Saturn și metalul asociat este plumbul. Ca și tipologie, vorbim despre o fire practică, organizată, austeră, serioasă, concentrată, temperament melancolic, un caracter ferm și o fire ascunsă. Profesiile ideale sunt administrația, agricultura, mineritul, anticariatul, ceasornicăria, analiză și control, arhivare, politică, reumatologie, geriatrie, dermatologie, sculptură, geologie, matematică, consiliere, salvamont, tot ceea ce este legat de munte și pietre, gemolog, geolog, miner, fermier, constructor, inginer, afaceri în construcții, funcționar în construcții și chiar birocrat. Ca și cristale asociate sunt agatul, ametistul, calcedonia, cristalul de stâncă, cuarțul roz, lapis lazuli, malachit, ochi de pisică, ochi de tigru, onixul, opalul și piatra sângelui. Ca și alimente sunt recomandate rădăcinoasele, mâncarea din oase, înghețată, alimente bogate în calciu, alimente care cresc în pământ, nuci, alimente de culoare neagră. Condimente asociate nucșoara, mărarul, pătrunjelul, tarhonul și țelina, vitaminele C și L1, remediu homeopat, plumbul, iris, vezicolorul și silicea, aromele preferate, mirosul discret de panseluțe, de viță cățărătoare și amarantus au un efect deosebit, întăresc puterea de convingere și calmează emoțiile, pelinul, lavanda, ienupăr, rozmarinul și bradul. Trandafirul și nucșoara le asigură încrederea în forțele proprii. Tămâia îi protejează nu numai pe reprezentanții acestui semn, ci și familia acestora de energii negative. Crinul le trezește darul previziunii, iar aroma de cimbru le redă forțele. Cum am descrie un Capricorn? Spirit practic și prudent, susțin noile idei, sunt pur și simplu nonsens, deși sunt semne rafinate și am avea pretenția să pătrundă dincolo de aparențe, stau în umbra celor cu idei creative și le pun în practică, foarte ambițioși și disciplinați,
urcă scara ierarhică constant, se pot, poate conta pe ele, au o răbdare extremă, personalitate foarte puternică, dezvoltat simț al umorului, o persoană foarte plăcută încă de la prima întâlnire, adesea atrăgătoare și foarte îngrijit, mândru, liniștit, loial, idealiști atunci când vine vorba de dragoste, egoiști când vine vorba de obiectele la care țin, gelozie nejustificată, se angajează în muncă de foarte tineri, disciplinați, nu este ușor de entuziasmat, abilități executive și financiare excelente, succes în propria afacere, se ocupă de situațiile de urgență. Au personalitate și agresivitate care merg mână în mână, grijuli și rezervați, timizi, dar pe măsură ce devin mai siguri pe ei, devin și mai expresivi. Din punct de vedere anatomic și a sănătății, iată, avem anatomic răspunde de genunchi, de piele, împreună cu Saturn și cu Venus, de glandele sebacee, oase, unghii, cuticule împreună cu Venus, dinții împreună cu berbecul și cu taurul. Endocrin răspunde de paratiroide alături de vărsători, splină și lobul anterior al hipofizei. Ca și boli, la ei întâlnim dislocările de oase, juliturile, tăieturile, zgârieturile, reumatismul, urticaria, cariile dentare, permanenta stare de frig, artrită, gonartroză, coxartroză, boli dermatologice, cum sunt neurodermitele și dermatitele de contact, fracturi, lepră, surditate, înțepenirea articulațiilor, osteoporoză, osteopenie, probleme în asimilarea calciului. Iată că am terminat și semnele de pământ. Săptămâna viitoare vom face și semnele de apă. Deci le trecem din nou în revistă ca să putem să mergem mai departe cu tematicile care ni le-am propus. Voi încerca, după ce trecem prin toate acestea și vom face și casele și planetele și revenim la aspecte, o să mergem pe hărți practice, vom comenta câte o personalitate la lecția de astrologie, un mod de comentariu, deci cum se face analiza unei asemenea hărți. Acestea fiind spuse, iată că emisiunea noastră a ajuns la sfârșit. Eu vă doresc un weekend plăcut, încă o dată la mulți ani tuturor florilor, deci toți cei care purtați nume de floare, că sunteți viorei, viorici, că sunteți iriși, că sunteți, eu știu, roze, trandafir, să vă dea Dumnezeu sănătate și să vă împliniți toate visele. Și până săptămâna viitoare, până vom ciocni primul ou roșu și vom cânta Hristos a înviat, eu vă doresc astrele și destinul, ca Dumnezeu și astrele să vă binecuvânteze destinul. Pa!